Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea Robaia. Ierarhul a oficiat sfânta liturghie la altarul de vară al așezământului monahal. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru binecuvântarea care ne-a dat-o și azi de a fi împreună cu minunații credincioși, evlavioși, iubitori de Dumnezeu la mănăstirea Robaia într-un cadru de drept dumnezeiesc. După aceea, faptul că am avut binecuvântarea de la Dumnezeu să ascultăm o evanghelie unică în felul ei. Unice sunt toate evangheliile, dar vorbesc aici cu deosebire unde se subliniază mărturia pe care o dă diavolul în legătură cu dumnezeirea lui Iisus Hristos, adică, cum spune, ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, de ce ai venit să ne chinuiești în sfârșit, cum considerau ei, că ar fi un chin. Da, este o mare nădejde în argumentările pe care le facem noi și este o binecuvântare să subliniem aceasta, precum că puterile nevăzute, diavolii, puterile întunericului în sfârșit, care au văzut pe Iisus Hristos, ele dau aceste puteri ale întunericului, dau mărturii despre dumnezeirea lui Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu. Este foarte important. Dacă ei fac această mărturie și pe bună dreptate și pe drept cuvânt, nu se cuvine să ne mărim atenția asupra mărturiei care trebuie să o dăm despre dumnezeirea lui Iisus Hristos, deci Fiul lui Dumnezeu, ca Fiul al lui Dumnezeu și ca Fiul al omului. Deci Iisus Hristos ca Dumnezeu și om pentru noi, făcându-se om asemenea nouă în afară de păcat. Biserica Mănăstirii Robaia datează din anul 1654 și este ctitorită de Sava, șofarul din Mușătești, și soția sa, Livera.